Stimați prieteni, vă salut și vă zic bun venit la lecția numărul 10, îndrumare pentru cel blând. Să vedem de ce Dumnezeu vrea ca noi să fim mai blânzi, mai buni, mai iertători, mai meloși și ne vom caracteriza fiecare personal din această lecție astăzi. Suntem noi blânzi, suntem după voia lui Dumnezeu sau nu? Acest studiu îl petrecem împreună cu Ion. Ion, te salut! Te salut și eu, de asemenea salut pe toți vizitatorii care ne vizitează acum. Isaia 30:21. Urechile tale vor auzi după tine glasul care vă zice: iată drumul, mergeți pe el, când veți voi să vă abateți la dreapta sau la stânga. Interesant spune aici Isaia, pe scurt se descrie grija lui Dumnezeu care o poartă față de noi, cum merge în spatele fiecăruia dintre noi și ne îndrumă. Mergi pe aici, mergi pe acolo, ca să-ți fie ție mai bine. Deja alegerea este din partea noastră. Auzim noi acest glas sau nu dorim să-l auzim? Adică, de fapt, noi de auzit îl auzim, că fiecare îl aude, numai că alegem. Vrem să mergem după glasul care îl auzim sau mergem după un alt glas. Grija lui Dumnezeu, așa și este primul punct. Cu ce ilustrație frumoasă descrie Isaia grijă permanentă a lui Dumnezeu față de via sa și cum atinge această inima noastră în calitate de copii ai săi? Deci Dumnezeu compară, sau Isaia spune că Dumnezeu vorbește despre copiii săi ca cum se referă la o vie aleasă, la o vie frumoasă pe care el o păzește și o udă în fiecare clipă. Și cum atinge aceasta inima noastră în calitate de copii? Cum ar trebui cel puțin să o atingă? Da. Deci dacă este vorba că în calitate de adevărați copii ai săi, atunci noi ar trebui să reprezentăm roadele cuvenite pe care stăpânul nostru le depune la grija viei sale. Dacă el așa efort depune și așa grijă are și spune că fiecare clipă să fie o dată și, cum spune aici și nota, întreg cerul este cointeresat ca noi să avem tot ce ne trebuie. Atunci ce fel de roade noi trebuie să aducem? Roade după munca pe care o depus-o stăpânul viei. Și cum spune și textele de la Psalmi, că vom face și noi dreptate și milă, pentru că stăpânul a pus în noi, el aceasta a semănat, aceasta este vița, ea produce dreptate și milă. Și noi, dacă suntem aleșii lui, noi producem și noi, lucrăm cu dreptate, cu milă și nu ne temem de nimic și suntem plini de credință. Interesant, m-a impresionat încă aici la Psalmul, îmi spune că cel nu se clatină niciodată, acel care face milă și împrumută pe altul, care face fapte bune. Parcă se, ce are una cu alta? Fac eu bine ție și eu nu mă clatin. De ce eu nu mă clatin făcând bine ție? Așa este mentalitatea noastră omenească de, și firea noastră ni se pare că dacă dăm cuiva ceva, noi ne slăbim. Dar principiul cerului este invers, conform cu ceea ce ne însuflă nouă cel rău. Dumnezeu ne spune, cu cât dai mai mult, cu atât mai bine te întărești, așa cum spui tu, nu te clatin, cu atât mai bine ești prins în... Eu cred că ești mai anume să are în vedere de formarea caracterului. Cu cât dai mai mult, cu cât ai grijă mai mult de celălalt de lângă tine, îți formezi un caracter mai bun, mai trainic, mai durabil, mai adânc în stâncă. Da. Și aceasta și înseamnă că... Și fiindcă de la început aici comparația merge cu vița de vie, orice mlădiță care produce mai multă roadă, ea cu timpul se mărește și se întărește mai mult în viță. Deci cu cât mai mult struguri dă, cu atât ea devine mai trainic. Punctul 2. Nevoie de vigilență sau de veghere serioasă. Ce a fost arătat a orbi ochii majorității din zilele noastre, inclusiv ochii multor pretinși creștini? Datorită cărui fapt mulți astăzi, cu părere de rău, sunt orbi, îi vede Dumnezeu? Să facem o comparație, din ce cauză un om poate să devină orb, chiar fizic. Eu aș zice din trei motive. Unul, dacă este orb de la natură sau cine știe ce s-a întâmplat, deci este orb. Al doilea, poate să aibă ochi sănătoși, dar dacă merge prin un întuneric dens, deci iarăși nu vede nimic. Și al treilea motiv este un motiv interesant care aici întrebarea vrea să ne-l accentueze. Aș povesti aici o întâmplare. În localitatea unde trăiesc, la noi pe stradă trăia câțiva ani în urmă un om care nu era orb, deci nu avea probleme cu ochii,
Și totuși și afară era ziua, mergea, ziua în amiază mare, și mergea drept cu capul în stâlp. De ce? Nu era orb și afară nu era întuneric. Deci era beat. Era beat, da. Și aici la fel spune ce poate ca să ne orbească și ochii noștri spirituali. Aici se vorbește despre beție, dar se accentuează că nu beție vinului, nu din cauza exact, băuturilor da. Tare oamenii sunt beți. Așa cum se spune și nota, zice, mi-a fost arătat, profeta spune, păstori falși care erau îmbătați, dar nu de vin, așa cum spui, ci este vorba de un vin spiritual, putem să-l numim, care este un vin fals sau o băutură care nu vine de la Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos ne invită să luăm apa vieții. Însă, de fapt, băuturile în da. Scriptură sunt învățăturile false, da? Așa este, da. Deci învățătura care nu este adevărată, curată, este comparată cu vinul. Și aceasta și ne orbește ochii noștri da. Și majoritățile care merg după aceste învățături în general, neadevărate. Băuturile tari, ele atacă toate simțurile, nu doar simțul văzului. Sigur. Dar în sigur. Special, pentru că ochii sunt importanți, deci este unul din primele pericole. Bine, nu vorbim prea mult la această întrebare, pentru că este legătură strânsă cu următoarea întrebare. Cum efectuează această stare pe mulți dintre cei care pretind adevărul prezent, în timp ce resping părți din acesta și ce avertizare însoțește această stare? Vorbim despre învățături false și învățături bune, adevărul prezent și adevărul nu știu de care. Cum efectuează această stare a noastră sau cum îi afectează pe mulți? Deci putem să spunem aici avem două categorii. Avem pe cei care sunt îmbătați și această stare a lor, cum îi afectează pe alții care resping părți din adevăr. Care da. Îi primesc pe cei bieți cumva așa. Da. Da. Să spunem așa. Deci adevărul, așa cum am spus, este apa vieții. Cei care resping apa curată trebuie să bie oricum ceva. Nu pot să moară de sete. Și dacă ei resping băutura curată care vine la Dumnezeu, atunci ei ușor vor primi o altă băutură falsă sau acest vin care prezintă o învățătură falsă din cauza că ei o resping pe cea bună. Aici putem să spunem iarăși faptul că încă o dată se vorbește că omul nu poate să fie neutru, cum exact, majoritatea da. Oamenii astăzi spun. Eu nu am nimic, eu nu fac în rău, nu am ucis pe nimeni, n-am furat și eu sunt bine. Dar nici nu vor să fie un membru într-o biserică a lui Dumnezeu, să fie totul bine cu ei. Ori te închini lui Dumnezeu, ori bei din apa vieții, cum spuneai tu, ori automat te închini vrăjmașului. Cu atât și mai bei mult. Pentru că nu poți să fii neutru. Omul este de natură, de firea lui. Cum iarăși spuneai tu, el trebuie să bea de undeva, că moare de sete. Omul trebuie să se închine cuiva. Pentru da. Că el este creat ca să se închine în fiecare zi cuiva. Și dacă nu se închină lui Dumnezeu, cu părere de rău, și eu pot să spun, cu părere de rău ne închinăm celui rău dacă nu ne închinăm lui Dumnezeu. Dacă ar fi că respingem băutura, spunem, sănătoasă și nu este nimeni care să ne propună o învățătură, o băutură rea. Nu bine, nu ar beau mai nimic. Fi cum, da. Eu nu beau vină, nu beau nimic absolut. Asta dar realitatea este că cel rău nu ne lasă. El vine și ne înconjoară din toate părțile și ne propune tot felul de învățături rele pentru ca noi nici într-un caz să nu facem alegerea corectă. Da. Să vedem ce legătură face următoarea întrebare cu lecția noastră. Pentru că ne aducem aminte că lecția, denumirea lecției este îndrumare pentru cel blând și întrebarea A din punctul 3, ce profeție este dată privind blândețea Domnului în contrast cu cei care tolerează un spirit critic față de frații și surorile lor? Adică este clar, Dumnezeu ne călăuzește, are grijă de noi, totul o face cu blândețe. Cum trebuie noi să-i tratăm pe apropiații noștri, cum trebuie să tratăm chiar familia noastră, să începem de la familie? Desigur, tot trebuie să tratăm cu blândețe. Domnul Iisus spune, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit, smerit cu inima. Însă aici este o cale care iarăși satana o face să pară bună.
Deseori, cei care îi compătimesc pe cei greșiți, când cineva greșește, se pare că el este blând. Deci, așa cum întrebarea întreabă, comparăm blândețea lui Dumnezeu cu acei care tolerează un spirit critic. Când tolerezi pe ceva, îngădui sau ești de acord, ești de acord, da, cu cineva, parcă te porți bine cu el, ești blând într-un fel oarecare. Deci e și întrebarea întreabă destul de înțelept. Blândețea lui Dumnezeu cu o blândețe falsă. Hai să o comparăm. Aceasta nu este de fapt blândețea aceasta falsă sau acest spirit tolerant nu aduce niciodată și nu va aduce nicio roadă bună. Cum spuneți nota, motoul lor pare a fi raportat și noi vom raporta mai departe. Pe când blândețea Domnului este altfel. În Isaia acolo se spune așa, căci asupritorul nu va mai fi, batjocoritorul va peri și toți cei ce pândeau nelegire vor fi nimiciți. Cum Dumnezeu se comportă cu astfel de oameni? El spune că ei vor, trebuie să fie nimiciți. El nu-i tolerează. Dar noi, sau dacă facem parte din această categorie, sau cei care nu vor să fie semne al lui Dumnezeu, ei spun așa, adu păcatul până la mine și îl transmit mai departe. Deci nu-l tolerez, ci eu din potrivă mă fac și eu părtaș și da, continui acest păcat mai departe. Aici cred că anume se poate de spus și de bârfă, că Dumnezeu urăște bârfa. Exact. Bârfa asta ce este? Și ce spuneai tu? Ce aud, chiar dacă nu este prea, înseamnă cum spune aici, ea adună mici incidente care pot fi neînsemnate în ele înșile. Dar ce fac din ele? Din țânțari fac multare și continuă, continuă și continuă. Și care este, în general, când merge vorba despre viața noastră spirituală, viața de creștin? Noi nu ne uităm la rezultat. Începem să facem ceva, dar nu ne uităm la rezultat. Da. Și chiar și atunci când nu tratezi pe cineva cu blândețe și chiar și când merge vorba despre bârfă și multe felul acesta, dacă să ne uităm la rezultatul, care poate să fie chiar și peste un an, ne vom da seama că nu trebuie să fac acest lucru niciodată. Ai și tu copii, am și eu copii. Atunci când copiii sunt tratați la maxim, cu răbdare și cu blândețe, cu mult mai mari rezultate sunt decât atunci când, așa am spus, și rezultate sunt mai puține. Și aici în notă mai este un gând important. Spune, în timp ce nu putem să iubim, și mai sus spune din ce cauză, adică dacă cineva este vorbit de rău sau noi vedem în cineva o faptă rea, ne este mai ușor să transmitem altcuiva acest lucru decât pe cel vinovat să ne ducem și cu blândețe să-l mustrăm pe față. Da. Și noi deseori nu facem lucrul acesta din ce cauză? Spune, în timp ce nu putem să iubim. Dacă l-am iubit cu adevărat, dacă copilul nostru ar face această greșeală, noi nu am fi bucuroși ca alții să afle despre ce a făcut el. Da. Mergem da. Direct la el pentru că îl iubim și îi spunem să se corecteze. Dar își spune, în timp ce nu putem să iubim, Cuvântul lui Dumnezeu ne sfătuie totuși că trebuie să cultivăm acel spirit al blândeței și dragostei care îl caracterizează pe stăpânul nostru. Altfel, da. Nu avem altă ieșire. Frumos. Ce profeție încurajatoare este dată pentru aceste zile din urmă cu privire la poporul iudeu serios care îl caută pe Dumnezeu cu sinceritate? Poporul iudeu e ce merge vorba despre adevărații creștini. Să spunem poporul Israel, noi când vorbim despre poporul da. Israel, ne subînțelege că sunt Israel creștini. Israel spiritual. Da. Iarăși Isaia spune că va veni zile când Iacov nu va roși. Când vor sfinți numele Domnului și se vor teme de Dumnezeu. Aceasta se va întâmpla odată și odată. Totuși, zice, nu va roși. De ce până atunci roșește? Probabil, părerea mea este că ori de câte ori un creștin sincer vrea să fie creștin, el este diferit de cei din jur. Și din cauza aceasta, el se simte cumva incomod. Pentru că toată lumea este altfel. Și mult timp el este arătat cu degetul, este luat în batjocură și într-un fel oarecare el se rușinează. Dar va veni timpul când Dumnezeu spune, această minune va face Dumnezeu, când vor fi pedepsiți cei nelegiți, iar cei drepți vor fi ocrotiți, aceasta va fi o
o linie clară între cel care a fost credincios și cel ce nu a fost credincios, și atunci lumea nu se va mai putea râde de ei, cum și de noi s-au râs mult timp, însă atunci când a venit potopul deja și a început să ploaie, nu se mai râdeau. Da, da. Au trecut și nici Noe nu se mai rușina. Da, nu mai era rușinat Noe atunci. Deci, atunci da. Toți vreau să fie cu Noe deja. Da, acest, frumoasă comparație. Da. Și este o latură care ai spus-o și este foarte corectă. Și o altă latură care spune și ultima propoziție din notă. Cred că merge vorba anume despre faptul legătură cu prima, cu întrebarea A. În loc să pierdem timpul cu bârfelele și cu lucrurile care sunt neînsemnate aici, ar fi mai bine ce să facem. Ca Saul din Tars sunt tari în Scriptură și aceștia vor proclama cu o putere minunată faptul că legea lui Dumnezeu este neschimbată. Să mergem mai bine să vorbim în cuvântul lui Dumnezeu, să proclamăm cu putere despre legea lui Dumnezeu care este neschimbată. Și aici, dacă este posibil, vreau să fac o paranteză, se accentuează foarte des în spirit profetic lucrul acesta că copilul lui Dumnezeu trebuie să proclame că legea lui Dumnezeu este neschimbată. Uh-huh. Noi suntem deprinși cu acest lucru că păzim legea și pentru noi este ceva normal. Dar totuși observăm că în ziua de astăzi tot mai popular și mai mult se desfășoară ideea că legea lui Dumnezeu deja nu mai trebuie ținută și ea nu mai este nevoie, pentru că atât de mare este harul, atât de mare este mila că înlătură dreptatea. Da. Deci acest lucru copiii lui Dumnezeu trebuie să-l aibă în vedere, că într-adevăr noi trebuie să menținem și mila, dar să nu înlocuim sau să nu înlăturăm dreptatea. Amintem despre ultima propoziție din notă. Spunea, când slujitorii săi vor lucra în credință pentru cei care au fost atât de mult neglijați și disprețuiți, mântuirea lui va fi descoperită. Că ei atunci vor vedea deja mântuirea lui Dumnezeu, când anume de aceasta se vor ocupa mai mult. Mergem mai departe. Îndelungă răbdarea lui Dumnezeu față de noi toți. Că Dumnezeu are această răbdare și nu o are doar pentru o clasă de oameni. Cum a fost invitat Isaia să prezinte sincer înclinația pământească a pretinsului poporul lui Dumnezeu și cum se aplică aceasta la zilele noastre? Aș zice că Isaia a fost chemat urgent. Zice, uh-huh, du-te acum. Era o solie de urgență. Acum, imediat, ca să nu fie prea târziu. Și în note, aici la mijlocul nopții, tot spune așa, hotărâți-vă acum. Uh-huh. Deci, cum a fost invitat Isaia și cum se aplică aceasta și la noi? Isaia a fost atunci invitat urgent să vină și această solie se aplică și la noi urgent. Și de ce? Spune că poporul acesta deja nici cu urechile nu mai vrea să audă. Dacă observăm, atunci când un creștin decade de la credință, mai întâi el doar faptele lui încep să se micșoreze în bunătate. Uh-huh. Cu vorbirea continuă să laude pe Dumnezeu, să vină la adunare, să spună, dar faptele tot că puțin așa se micșorează. Însă vine ziua când nici cu vorbirea, nici cu urechea nu mai vrea să audă. Deci total își întoarce spatele către Dumnezeu. Deci această stare este o stare care este profetizată, care este posibil să se întâmple cu oricare om care se leapă de Dumnezeu. Și de ce este o solie de urgență? Cât mai repede să se întoarcă oamenii de la această stare și să vină la Dumnezeu. Și ce se va întâmpla atunci? Sau ce s-a întâmplat deja? Următoarea întrebare. Cum și-a manifestat Dumnezeu îndelungă sa răbdare față de noi? El și-a manifestat-o deja. Cum? Zice, când vei striga, El te va asculta. Aici, într-adevăr, întrebarea întreabă ca și cum cu noi s-a întâmplat acest lucru, dar el personal poate cu biserica din timpul de astăzi se întâmplă unele locuri unde nu, încă nu s-a întâmplat, dar Biblia vorbește despre timpul din trecut. Însă când se referă la trecut, este aceeași ca și când s-a referit astăzi, pentru că este același Dumnezeu și poporul din trecut sunt frații noștri. Și dacă cu ei Dumnezeu s-a purtat bine și a avut grijă de ei, înseamnă că aceasta se referă și la noi. Deci, cum și-a manifestat Dumnezeu îndelungă sa răbdare față de noi? Prin faptul că și-a manifestat-o față de cei din trecut, este același Dumnezeu și aceeași fapt o va face și cu noi. Da, sigur. Și ultima întrebare.
Cum ne ajută sinceritatea în rostirea rugăciunii și nu ne duce în ispită, ci izbăvește din cel rău, să rămânem pe căi sigure? Adică noi folosim des această rugăciune, sau dacă nu o folosim în întregime, cum este scrisă, folosim parțial, dar oricum, da, aceste cuvinte le folosim și nu ne duce în ispită, ci izbăvește din cel rău. Sau, da, așa cum spui tu, poate fix exact cuvintele acestea, nu le spunem oarecare rugăciune, dar cel puțin spune ne ferește de cel rău, ne izbăvește, să nu se întâmple niciun rău și așa, așa mai departe. Și aici zice cum ne ajută sinceritatea. Deci noi spunem acest lucru, însă trebuie și să ne gândim ce înseamnă când spunem ne izbăvește de cel rău. Vrem noi într-adevăr să ne izbăvească de cel rău Dumnezeu, pentru că cel rău nu este doar ceea ce e gata rău, cel mai rău rău din lume, ci toate micile lucruri din viața noastră care nu sunt bune, trebuie să ne ferească Dumnezeu de ele, dar noi le iubim. Dar noi ne rugăm, Doamne, ferește-mă, dar noi nu vrem. Și deci trebuie să fim sinceri. Dacă ne rugăm ca să ne ferească de cel rău, atunci trebuie să vrem lucrul acesta, trebuie să ne gândim la aceasta și să trăim așa cum ne rugăm. Aici notă spune, dacă ne aventurăm pe terenul lui Satan, nu avem nicio asigurare a protecției față de puterea sa. Deci, ca și cum ne-am arunca într-o mare unde există cel rău și a spune, și de aici pe drum ne rugăm. Ce rost dacă faci una și te rogi alta. Trebuie și să ne rugăm, dar și să fim sinceri ca să facem tot ce putem ca să ne ferim de acest pericol. Este cel mai mult, anume, cred că s-ar potrivi și mai clar ar fi anume alimentația noastră. Ne alimentăm necorect și știm că aceasta nu e bine, dar cum spuneai, îmi place așa și mănânc așa, ori mănânc între mese, ori mănânc prea târziu, ori le combin fructele cu legumele și multe de felul acesta. Și mă rog Domnul pentru sănătate, da? Ferește-mă de boli. Ferește-mă de boli. Aici mai este... Și același lucru poate să fie și în lucrurile spirituale. Da. Și sfârșitul acestei rugăciuni, Tatăl nostru spune că cea ta este puterea. Este iarăși un lucru important. Desigur, noi poate vrem să scăpăm într-adevăr de cel rău, suntem sinceri, dar trebuie să avem și credință, pentru că rugăciunea spune că cea ta este puterea. Dacă a lui Dumnezeu este puterea, toată puterea, atunci noi trebuie să ne încredem că El ne scapă și chiar textul cheie care este pus și la această întrebare și a fost citit, zice, urechile tale vor auzi răspunsul lui Dumnezeu care îl dă El la rugăciunile noastre și pentru că Dumnezeu ne va spune în orice clipă, în orice situație, iată așa trebuie să faci, iată, spune așa, fă așa, gândește așa, atunci noi vom auzi și vom merge după acel glas. Și de partea am răspuns deja și la întrebarea care face o concluzie și la întreaga lecție și la acest punct, punctul 5, dar înainte de a pune întrebare vreau să te întreb, ai idol, te închin la ei? În ziua de astăzi, într-adevăr, idolii sunt diferiți de cei de pe timpul vechiului Israel. Noi ne imaginăm că idolii trebuie să fie la un colț de stradă, un chip al lui Baal și ne închinăm la el, da? Da. Sau o icoană în colțul casei. Ce ne permite Dumnezeu când ne renunțăm la idolii noștri? Cred că e o întrebare personală și să ne gândim câți idoli avem și de cât de des ne mai închinăm în fiecare zi la ei încă. Interesant aici răspunsul care îl dă Domnul. Zice așa, dacă vei socoti spurcate argintul și aurul, deci dacă le vei înlătura, Domnul nu doar că îți va da, putem să spunem noi așa, credință, să spui că pe viitor vei fi în cer, mântuit și așa mai departe, aceasta sunt automat. Dar zice că chiar pe acest pământ, lucruri fizice, cum ar fi ploaie, rodul, munca, îți va spori orice vei face bun, care este după voia lui Dumnezeu, tot ce este necesar, strict vieții, toate acestea vor merge mult mai ușor. Da. Decât că atunci când iubești alte lucruri care nu sunt necesare vieții. Precum argintul și aurul sunt o comparație. Deci, fără argint și fără aur pot trăi, poți dormi și așa mai departe. Însă, mă rog, alimentația, cum spune aici, ploaie, toate acestea sunt lucruri necesare. Și de multe ori noi nu alergăm după cele necesare, cât mai mult după cele necesare, care cum ar fi argintul și aurul. Și de ce Domnul este supărat pe noi?
Zice, dar dacă te vei lepăda de acești idoli, atunci eu îți voi da cele necesare vieții. Da. Lecția numărul 10, îndrumare pentru cel blând. Adică, dacă vrem să fim blânzi, Dumnezeu poate să stea de vorbă cu noi. Și să ne învețe și să ne îndrume, să continue și El să fie blând cu noi, răbdător. Dar dacă eu nu vreau să fiu blând, dacă tu vrei să fii medic, nu vei merge la o școală de muzică sau invers. Și tot timpul să vrei să înveți muzica la Universitatea de Medicină, da? Dacă vreau să fiu blând, atunci Dumnezeu mă va ajuta la aceasta și voi avea succes și voi vedea cât de bine este să fii blând. Dar dacă eu nu vreau lucrul acesta, atunci această îndrumare nu merge pentru mine. Mai întâi trebuie să rezolv această problemă. Acesta a fost studiul nostru și s-a arătat grija lui Dumnezeu, s-a arătat cât de mare nevoie este de o veghere serioasă și s-a arătat ce vom avea noi din aceasta, cum avem noi de pierdut și cum avem de câștigat pe urma îndrumărilor și pe urma sfaturilor care ne sunt date din partea cuvântului lui Dumnezeu. Cât de mult vom câștiga atunci când vom fi blânzi și cum va continua Dumnezeu să fie blând cu noi și cum vom pierde totul dacă noi nu vom face lucrul acesta. Stimați prieteni, vă mulțumim pentru atenția dumneavoastră și sunt sigur că vom face de astăzi, vom lua o hotărâre în viața noastră ca să fim mai blânzi, să fim mai buni, ca Dumnezeu să poată să continue să ne dea harul Său, să fie și El blând cu noi și ca rezultat să primim cea mai mare răsplată care o așteptăm fiecare dintre noi. Ion, îți mulțumesc și ție. Mulțumesc și eu pentru invitație. Vă spunem pe curând tuturor și vă așteptăm la următoarea lecție, la următorul studiu. La revedere!